Continuă ancheta în cazul polițistului Bogdan Dumitrescu de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Olt, împușcat în cap de iubita lui în luna ianuarie acestui an. Trei expertize au fost dispuse în acest dosar, iar până în prezent doar una a fost făcută. S-au dispus trei expertize, una dintre acestea a fost finalizată, în vedere expertiza medico-legală, necropsia victimei, și am putut stabili în raport de aceasta traiectoria glonțului. S-au mai dispus alte două expertize, o expertiză genetică și o expertiză balistică, ambele sunt în curs de desfășurare. În funcție de rezultatul acestora, urmează să stabilim cu exactitate dinamica producerii evenimentului, sancțiuni, încadrare juridică și toate consecințele. Anchetatorii merg pe varianta unui accident, așa cum a declarat iubita polițistului la audieri, însă nu exclud nicio posibilă premeditare. Cert este că, deși s-a vehiculat că cei doi se aflau sub influența drogurilor, procurorii infirmă acest lucru. Obiectul cercetărilor îl constituie infracțiunea de ucidere din culpă. Sunt mai multe obiective, în funcție de acestea, prin examinare, prin coroborare cu toate celelalte probe, inclusiv proba testimonială, vom stabili dinamica. Dinamica însemnând modalitatea de executare și, bineînțeles, forma vinovăției. Bogdan Dumitrescu a fost împușcat cu arma lui. Glonțul a trecut mai întâi prin mâna iubitei sale, apoi prin craniul bărbatului. Polițistul a ajuns în comă la spitalul de urgență din Craiova, unde a decedat în luna mai. Bogdan Dumitrescu avea 32 de ani și era tatăl a doi copii.